Nokia își va închiria numele celor care vor să producă telefoane mobile și alte gadgeturi sub celebra siglă finlandeză. În acest fel, Nokia va putea să producă telefoane mobile chiar și după ce și-a vândut divizia de telefonie. Microsoft a cumpărat-o, dar a decis să vândă dispozitivele mobile sub produse, nou produse sub o altă marcă, Lumia. Prin urmare, numele Nokia rămâne nefolosit și tocmai asta vor să evite finlandezii. Vor menține marca vie și prezentă chiar și pe telefoanele produse de alte companii. Marca Nokia riscă să fie ucisă în procesul de restructurare a companiei finlandeze. Divizia de telefonie mobilă, adică afacerea de bază, a fost vândută americanilor de la Microsoft la pachet cu o parte din patentele și brevetele tehnologice. De fapt, cei de la Microsoft au fost interesați tocmai de tehnologia finlandezilor, căci au renunțat foarte repede la marca Nokia, pe care au înlocuit-o cu marca Lumia. Chiar și așa, marca Nokia nu va mai putea fi folosită până în 2017 pe carcasa telefonelor mobile. Așa prevede contractul de vânzare a diviziei de telefonie către Microsoft. După 2017, 10 finlandezii vor putea să producă din nou telefoane, însă le-ar fi foarte greu să pornească de la zero după ce și-au vândut către Microsoft toate tehnologiile dezvoltate de-a lungul a mai bine de 3 decenii de cercetare. Așa că Nokia se gândește la o variantă mai ușoară, să-și pună marca pe telefoanele produse de altă companie. Finlandezii au anunțat că sunt dispuși să-și închirieze marca producătorilor de telefoane și alte dispozitive, dispuși să plătească pentru ea începând din 2017. În felul acesta, marca este ținută în viață, iar producătorii de telefoane interesați pot beneficia de prestigiul Nokia, dar și de tehnologiile pe care le mai au finlandezii în portofoliu. Este o strategie pe care o folosesc și cei de la Polaroid. Tehnologiile lor sunt folosite de companiile producătoare de televizoare și tablete, iar marca este folosită de companiile care produc replici ale cândva celebrului aparat de fotografiat cu imprimantă la purtător. Însă cei de la Nokia mai au o problemă. Vor trebui să țină marca Nokia în viață și până în 2017, nu doar după acel an. Și chiar dacă nu poate lansa telefoane mobile în următorii 2 ani, va trebui să lanseze cât mai multe dispozitive. Deja a prezentat o tabletă produsă pe cont propriu. Se numește Nokia N1. Funcționează cu sistemul de operare Android de la Google, dar seamănă cu un iPad mini. Acordul cu Microsoft nu le interzice celor de la Nokia să producă tablete, iar aceasta este o nișă pe care finlandezii s-ar putea axa în următorii ani.